Scandal uriaș între clanurile interlope din Moldova și Ardeal, scandal cum rar s-a mai văzut, miza fiind 200.000 de euro, pentru cine rămâne în picioare. Faptele sunt pe cale să înceapă și sunt implicate două dintre cele mai cunoscute grupări de acest gen din România, Cordoneanu din Iași și Barxa din Reghin. Vasile Cordoneanu a avut o reacție la un live făcut de un cunoscut interlop pe nume Van Damme, iar de aici a pornit un adevărat scandal al clanurilor. Fac și eu un anunț pentru Van Damme Smântână. Pe cine ai lovit tu? N-ai nicio faptă. N-ai dat nici măcar o palmă. A fost introducerea dintr-un discurs presărat, mai mult cu jigniri, greu de suportat de timpoanele unui om normal. Vasile Cordoneanu s-a luat de Van Damme și a trezit mânia clanului din Reghin, care a reacționat imediat. Doar că asta a trezit nemulțumirea membrilor unui clan din Reghin, cămătarii Barxa. Câțiva dintre ei s-au strâns la masă și au avut la rândul lor o reacție dură față de corduneni. Introducerea a fost elegantă, dar ironică pe sfârșit. Bună seara! Vreau să fac și eu un video pentru Adriana Cordoneanu și pentru Vasilica Cordoneanu. Vasilico, Adriano, fratele meu a distribuit live-ul lui Van Damme și eu am distribuit, toată România l-a distribuit. Dar tu ai vrut să ajungi direct la noi? Cu ce drept și în ce calitate l-ai sunat aseară pe frate meu, Vasilico? A fost începutul furtunii venite dinspre Reghin. Din cele spuse în videoclipul acela de către interlop, Vasile Cordoneanu l-a amenințat pe fratele lui, motiv pentru care a venit cu o provocare la care trebuia să răspundă în 24 de ore. Unul la unul cu o miză uriașă, ai 24 de ore să răspunzi la provocarea asta, să intri în ring cu fratele meu. Eu veneam și-ți făceam 300 de buzunare în 45 de secunde. Vasilico, ai vrut să ajungi direct la noi? Cu ce drept ne-ai jignit? Vasilico, Adriano, ai jignit în masă toată România? Ai jignit toți romii? Cu ce drept înjuri tu romii în masă? Noi avem frați în Moldova, pe care îi respectăm și iubim, a declarat interlopul. Unul dintre membrii clanului din Ardeal a reacționat imediat, punându-i la punct pe cei din clanul Cordoneanu, care a continuat discursul unul lung e drept și foarte aspru. O să ne vedem față în față și atunci o să mai vorbim. Din momentul ăsta aveți scandal cu noi. Ți-ai pus tot Ardealul în cap, nici nu-ți imaginezi în ce te-ai băgat. Te-ai dus la pușcărie pentru 400 de euro. Ai fost cu mine la Gherla. Voi n-ați făcut nimic, n-aveți nicio faptă. Păi sunteți pregătiți pentru acest scandal? Adriano, ai la dispoziție 24 de ore să răspunzi la provocarea asta. Unul la unul cu frate meu, pun 200.000 de euro dacă poți să-l pui la pământ. Adriano, Vasilico, pun 200.000 de euro, pun să răspundeți la provocare, să-l terminați pe frate meu pe care l-a sunat aseară. Eu nu vă stimez și vă iubesc dacă îl puneți la pământ, dar ăla care are doar 19 ani vă termină de la cel mai mic la cel mai mare. Membrii clanului de cămătari din Barxa din Reghin sunt cei mai mari interlop din oraș și cei mai dori. Din mărturiile a zeci de persoane care se împrumutau și ajungeau să plătească de 10 ori mai mult, reiese că acești cămătari fac legea în Reghin. Clanul Barxa a reușit să transforme viața a zeci de oameni într-un calvar. Unii tresăreau la auzul claxoanelor mașinilor care treceau pe stradă, acesta fiind un semn că vin cămătarii. Alții au ajuns foarte rău sau au scăpat mutându-se din oraș de frică. Dintre toate mărturiile, cea mai șocantă este cea a unui tânăr a cărui mamă a trecut la cele veșnice din cauza unor probleme foarte grave, deoarece nu și-a permis tratamentul. Aproape toți banii ajungeau la șeful cămătarilor. Ca mod de operare era de ajuns ca orice persoană să împrumute câteva sute sau mii de euro, apoi ajungeau să plătească zeci de mii de euro doar dobânzile. Dobânzi pentru întârzieri sau termene stabilite aleatoriu, când datornicii ajungeau în imposibilitate de plată, mașinile, terenurile sau chiar casele acestora ajungeau la cămătari. Conflictul interlop dintre clanul Cordonenilor și cel al lui Van Damme Constantin, venit din Brăila, datează încă din anul 2016, an în care membrii ai celor două familii s-au încăierat, iar Van Damme a lovit cu un obiect periculos.
Un scandal dintre Vandan Constantin și persoane apropiate clanului Cordoneanu a ajuns pe masa judecătorilor la acea perioadă. Anchetatorii l-au trimis în judecată pe Vandam pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și port ilegal. Exponentul familiei Constantin, care s-a instalat în Iași în urmă cu câțiva ani venind din Brăila, era acuzat că ar fi lovit cu un obiect periculos într-un mall o altă persoană, după ce mai mulți apropiați de ai lui au avut un conflict direct cu membrii familiei cordonenilor. Despre acest conflict a amintit într-un videoclip fratele lui Van Damme, care a reproșat lui Costel Cordoneanu că a făcut plângere pentru un scandal dintr-un mall. Povestea acestui dosar a început pe data de 29 februarie 2016, atunci când Adrian Hotin a făcut plângere împotriva lui Van Damme și altor persoane după ce aceștia din urmă l-ar fi lovit. Plângerea a fost depusă la 5 zile după un scandal ce a avut loc în zona Tudor Vladimirescu, atunci când între membrii ai familiei Constantin și cei ai familiei Cordoneanu a izbucnit un conflict. După ce a ieșit din complex, inculpatul Constantin Van Damme a scos din geanta pe care o avea asupra sa un obiect periculos și a alergat spre grupul din care făcea parte Hotin Remus Adrian. Lovindu-l pe acesta în zona piciorului, Hotin a avut nevoie de 10 zile de îngrijiri medicale, se arată în rechizitoriu. La finalul altercației, membrii familiei Constantin s-au urcat într-un taxi care a plecat înspre ieșirea de pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Pentru că un alt taxi era oprit din cauza culorii roșii a semaforului, o persoană neidentificată din grupul lui Van Damme a coborât și a lovit cu un corp dur luneta vehiculului oprit. De frică, șoferul nevinovat a dat mașina deoparte în așa fel încât taxiul să poată pleca. Taximetristul avea la acel moment și client, care a relatat că individul care a lovit ar fi spus: „Dă-i drumul, mai repede, dă-i drumul.” La audieri, Van Damme Constantin nu a dat declarații. El a mai fost judecat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, într-un alt dosar ce a avizat un scandal cu un obiect periculos asupra unei mașini conduse de persoane cu care se afla în dușmănie. În anul 2020, liderii care conduc două dintre cele mai cunoscute clanuri interlope din România au ajuns la o împăcare istorică, în urma unui scandal care se terminase destul de urât. Van Damme Constantin a scăpat de pușcărie după ce un apropiat al clanului Cordoneanu și-a retras plângerea. În cele din urmă, cordonenii și-au retras plângerea și magistrații judecătoriei Iași au dispus condamnarea lui Van Damme Constantin la pedapsa rezultată de un an de închisoare cu suspendare. El a fost condamnat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea de obiecte periculoase. Ce este mai important pentru individul care nu este la prima faptă, iar judecătorii au încetat procesul penal pornit împotriva acestuia, cu privire la comiterea mai multor infracțiuni. Asta îi se datorează lui Remus Adrian Hotin, un apropiat al clanului Cordoneanu, care a decis să renunțe la plângerea penală. Instanța dispune ca inculpatul Van Damme Constantin să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu sau în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, pe o perioadă de 80 de zile. Van Damme Constantin a fost condamnat tot cu suspendare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, într-un dosar ce a vizat un scandal cu mai multe obiecte periculoase. În cele din urmă, se pare că s-au reglat conturile între clanurile Cordoneanu din Iași și Barxa din Reghin. După mai multe amenințări în mediul online și promisiuni de răzbunare, protagoniștii scandalului au revenit la sentimente mai bune. Toată disputa a pornit după ce Vasile Cordoneanu a avut o reacție la un live făcut de interlopul Van Damme. Jignirile aduse de acesta au stârnit nemulțumirea membrilor unui clan din Reghin, cămătarii Barxa. Aceștia au avut la rândul lor o reacție dură față de cordoneni și un întreg scandal era pe cale să pornească.
Se pare că lucrurile s-au calmat acum, iar primul pas către pace a fost făcut chiar de cel care a pornit întregul scandal. Vasile Cordoneanu a publicat în mediul online un clip în care își cere scuze pentru jignirile aduse și spune că s-a lăsat pradă nervilor. Am auzit că a fost un incident, dar nu știu acum ce s-a întâmplat, a declarat pentru celebrii reporteri avocatul care îl reprezintă pe Viorel Oarză. În urmă cu ceva timp, Viorel Oarză a fost ridicat de către mascați, alături de băiatul său, din sala polivalentă, unde a participat la un concurs. Acesta a intrat în ring unde a boxat, iar tatăl său, Viorel Oarză, a susținut că arbitrul l-ar fi dezavantajat. Potrivit anchetatorilor, Viorel Oarză l-ar fi amenințat pe arbitru. Multă lume a început să vorbească astăzi, în Iași, despre faptul că membrii clanului Cordoneanu au fost încolțiți de către Viorel Oarză, românul bănuit că a condus lumea interlopă din Torino, ani întregi. În urma celor întâmplate, Vasilică Cordoneanu și Gheorghe Rusu ar fi ajuns la spital. Toată scena s-ar fi petrecut chiar în restaurantul deținut de celebrii frați Cordoneanu. Cel care s-a gândit să le ofere o lecție rivalilor este nimeni altul decât Viorel Oarză, prietenul de suflet și vărul lui Cătălin Bacauanu, alături de băiatul său. Vă reamintesc că în urmă cu un an de zile, Viorel Oarză a fost ridicat de mascați, alături de băiatul său, din sala polivalentă. Robert Oarză, zis Robi, a participat la un concurs. Acesta a intrat în ring unde a boxat, iar tatăl său, Viorel Oarză, a susținut că arbitrul l-ar fi dezavantajat. Potrivit anchetatorilor, Viorel Oarză l-ar fi amenințat pe arbitru. Oamenii legii au intrat pe fir, i-au ridicat pe Viorel și Robert Oarză și i-au dus la audieri. Astfel, Viorel Oarză a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiști. Ulterior, procurorii din cadrul parchetului de la judecătoria Iași au propus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Numai că magistrații judecătoriei Iași au respins propunerea, considerând că nu se impune luarea acestei măsuri. Mai mult, avocatul care îi reprezintă pe cei doi, tată și fiu, susține că acuzațiile sunt cusute cu ața albă. La audieri, presupusa parte vătămată a declarat că cel care l-ar fi amenințat este Viorel Oarză, asta în condițiile în care nu avea de unde să știe cum îl cheamă, pe clientul meu, deoarece nu îl cunoaște. Totul a fost făcut de fapt pe fondul unor presiuni deoarece Robert Oarză nu trebuia să câștige acel meci de box, asta deși a demonstrat că era mai bun, a precizat avocatul Ieșan. Istoria clanului Cordoneanu, cea mai dură grupare de interlop din Moldova, a început undeva în jurul anilor 90. În anul 2002, Costel Cordoneanu s-a retras din activitatea sportivă, însă deja era cunoscut ca lider al grupării de numele căreia avea să se lege infracțiuni grave. Clanul Cordoneanu activează în Iași, iar numele membrilor grupării au ajuns celebre în toată țara și chiar peste hotare, din cauza scandalurilor. În cele din urmă, liderul clanului, Costel Cordoneanu, a scăpat de acuzațiile grave, servicii contra cost, șantaj sau spălare de bani, dar a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru instigare la mai multe infracțiuni informatice, mai exact pentru că a plătit un hacker să-i spioneze laptopul fostei neveste, pentru a descoperi dacă aceasta face sau nu videochat. Costel Cordoneanu a fost eliberat condiționat prin decizia Tribunalului Mureș, care a apreciat că timpul executat din pedeapsă este suficient pentru ca interlopul Ieșan să-și însușească scopul preventiv și educativ. Liderul clanului Costel Cordoneanu spunea în septembrie anul trecut că vrea pe viitor să facă doar afaceri legale, precizând că i-au ajuns cei 6 ani de închisoare. Am 50 de ani, vreau să am grijă de familie, de nepoți, nu mai vreau să am probleme cu legea, eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase, am greșit, am plătit pentru greșelile mele, nu mai vreau, mi-a ajuns. Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic, a spus Costel Cordoneanu.
Înainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai de temut clan de interlop din Iași, numele lui Costel Cordoneanu era legat de performanța sportivă. A fost unul dintre cei mai buni luptători pe care i-a dat municipiul Iași, fiind campion mondial la cadeți, vicecampion european și participant din partea României la două ediții ale Jocurilor Olimpice. La Barcelona în 1992, unde a obținut locul 9 și la Atena în 1996, când s-a clasat pe locul 14. Pentru ăștia care m-ați considerat și mă considerați interlop, am fost sportiv și am reprezentat țara. Asta nu știa să dați la ziare, scria Costel Cordoneanu într-o postare mai veche pe contul său de socializare. Mai mult, puțin știau că înainte de a închega cel mai solid clan din zona Moldovei, Cordoneanu a fost angajat cu grad de subofițer în cadrul cluburilor Steaua București și Dinamo Brașov. Nu se știe cu exactitate însă de când familia lui Costel Cordoneanu s-a transformat în clanul Cordoneanu, însă totul ar fi început undeva prin anii 90. Banii prea puțini l-au făcut pe sportiv să se transforme în interlop. În cele din urmă, lipsurile materiale s-au dovedit a fi prea mari, iar Costel a apucat-o pe acest drum, a povestit Gheorghe Broșteanu, fostul antrenor al lui Costel Cordoneanu. Provenea dintr-o familie numeroasă, cu 11 frați. Costel, așa cum îi spun cei apropiați, a intrat de mic în secția de lupte a clubului sportiv Nicolina din Iași. Antrenorul său spunea că era dotat de la natură cu abilitățile necesare pentru a face performanță, însă în anul 2002 a renunțat la activitatea sportivă. În anul 2004, cei mai importanți membri ai grupării, Costel și Vasile Cordoneanu, erau reținuți pentru aderare la o grupare infracțională organizată. În anul 2005, liderii clanului și mai mulți locotenenți au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că ar fi adus în România marfă de mare risc, pe care ar fi încercat să o vândă ulterior pe piața din România sau în țările Baltice. Gruparea de hoți din Europa au furat 1,65 de milioane de euro din 34 de țări. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor au obținut probe din care rezultă că o parte dintre membrii grupării Cordoneanu de la începutul anilor 2000 au pus la punct și dezvoltat o grupare de hoți capabilă să acționeze în toată Europa. În aceste condiții, membrii grupării Cordoneanu ar fi obținut peste 1,65 milioane de euro, bani investiți în mașini și vile de lux. Banii ar fi fost identificați cu ajutorul FBI. Legăturile dintre clanuri, Cordoneanu și Cămătaru. Costel Cordoneanu pare să aibă o legătură cu gruparea cămătarilor din București. Pe pagina sa de socializare apar fotografii de la petreceri la care participă împreună. Costel Cordoneanu este cumătrul lui Nuțu Cămătaru. Lumea interlopă din România va fi mai săracă după ce Costel Cordoneanu, liderul clanului Cordoneanu, a anunțat că se retrage din viața interlopă pentru a deveni scriitor. El promite să dezvăluie secrete și amănunte despre el, justiție și despre viața în penitenciar. Costel Cordoneanu a luat o decizie radicală după eliberarea din închisoare și anume retragerea din lumea interlopă. Pe lângă aceasta, Costel Cordoneanu promite să scrie 3 cărți, în care va pune toate secretele și experiențele sale trăite în pușcărie, dar și amănunte de natură personală. Acesta a mărturisit că la pușcărie nu e ușor, însă toate aceste lucruri rele sunt acum în spatele său, el vrând să-și dedice timpul familiei și nepoților. Am ieșit din pușcărie unde am stat 23 din 24 de ore în celulă. Starea mea de sănătate nu mi-a permis să ies mai mult la activități. A fost o perioadă grea, la pușcărie nu este ușor, pentru cei slabi de înger sau pentru cei care intră fără recomandare, e foarte greu. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.